Competiția se adresează elevilor din țară și din străinătate, aparținând învățământului preuniversitar de stat sau particular, din clasele 3-12 vioară pian, clasele 5-12 corzi grave și din clasele 7-12 suflători percuție. Până acum și-au anunțat prezența peste 130 de elevi, însă înscrierile continuă. Juriul concursului va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate din învățământul universitar și preuniversitar, din personalități ale vieții muzicale din țară și străinătate. Se vor acorda premiile 1, 2, 3 și mențiuni pentru fiecare instrument și clasă, în funcție de punctajul obținut. Finalistul care va câștiga trofeul Lira de Aur va primi un premiu în valoare de 1000 de euro, oferit de Centrul Cultural Bucovina. La ediția de anul trecut a competiției, marele premiu și trofeul au fost câștigate de violonista Maria Marica, eleva Colegiului de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca. Concursul Național de Interpretare Instrumentală Lira de Aur este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Asociația Părinților și Absolvenților Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu Suceava și Centrul Cultural Bucovina.